întâi focul a fost prins și așezat într-o vatră. Odată îmblânzit, focul năștea gânduri, iar gândurile nășteau foc. Aspru ca iarna a fost poporul care s-a născut din această spirală primordială. Aurul munților, bogățiile apelor și holdele câmpiilor l-au făcut să crească mândru, dar și să fie invidiat. Într-o binecuvântată zi, o virtute înaripată de har s-a desăvârșit în credință și lumina s-a răspândit peste tot. Din lumină și tradiții nășite de harul artiștilor s-au născut fantastice și neasemuite opere de artă. Poporul focului de odinioară poate sta astăzi mândru între celelalte popoare, fiind pe veci parte dintr-o fantastică familie. United we shine!